radarul. Mulțumesc pentru încurajări. O să vă răspund acum celor care mi-ați scris, pentru că nu pot să vă scriu, nu știu de ce. Nu pot să scriu pe canalul meu. Deci, o să fac la fiecare sfârșit de video răspuns pentru fiecare dintre voi. Deci, m-ați întrebat dacă folosesc dopuri de apă în urechi. Am folosit dopuri, însă s-a dovedit a fi o treabă nu foarte șmecheră și o să vă zic și de ce. 1. Pentru cei care fac baie foarte des, înnoată foarte mult, există infecția ale urechii. Și dopurile astea care le bași și le scoți îți favorizează infecția la ureche. Deci orice baci, ți se infectează urechea. Așadar, am renunțat la ele și nu am mai avut niciun fel de infecții. Făceam o dată sau de două ori pe an infecție nasoală la aceeași ureche, nu mai știu care. Și nu mai folosesc nici bețișoare de curățat urechile, nimic. Deci, deget, apă să pun, mă spăl și atât. Ce m-ați mai întrebat? Cum stau cu gagicile? Prost, prost. Sunt fidel soției mele. Ce m-ați mai întrebat? Iată-ne pe bicicletă. Duminică 23 mai. Da, este a doua oară că luăm bicicletă. Nu ne-am lăudat degeaba că avem bicicletă. Am decis o excursie la mare cu bicicleta și o să măsurăm distanța pe care o am astăzi după ceasul de pe bicicletă. Niciun fel de echipament, am mai aruncat din echipamente. Adică nu mi-am luat chiloții de bicicletă cu buretele la care stă sub șa. Mi-am luat doar chiloții de baie, că nu puteam să merg ca la nudiști. Asta odată, așadar chiloții și mi-am luat o pereche de papuși de neopren de 5 mm cu care să rămân atât pe bicicletă cât și în apă. Va trebui să evit să mai intru în picioarele goale. Am avut o experiență nașpa de tot. O țeapă de undeva la vreo un centimetru și ceva, foarte fină, nu știu ce a fost, un arici de mare ceva, în călcâi, abia se vedea țeapa. Acum un an sau doi. Deci trebuie evitat pe cât posibil de intra cu picioarele goale. Nu mai vorbesc că poate să existe sticle pe plajă. Așa că dacă nu, și chiar când atingi solul în apă e periculos. Ok. Ceva prin buzunare. Ceva văitături, nu? Frumos, nu? Mirosul ăsta de polen în apă, superb. Thank you.
am reușit să fac un vid în creier, pur și simplu, după a doua tură am reușit să scot tot stresul și să aduc o liniște așa, o liniște interioară așa profundă. Acum nu avem prosop, deci nu o să ne ștergem. O să montez suportul pe bicicletă și o să o luăm din loc. O să urcăm pe șoa să ne încălzim, pentru că o apă la 10 grade, 20 de minute stat în apă, nor, nu e punt. Nu e punt. Haide, Forest. Let's go, boys. Max power. 33 de kilometri la oră. 4, 34. 35. 37. 38. 40. Explodează piciorul. Picioarele. Cum mergeam, mă, cu 70? A? Frumos. Relax. Mi-a mulțumit. Vreți să te mint? Hai, mami, haide! Action! Hai, fetelor! Și moșilor! Așadar, avem un drum de 5 km și
600 de metri. 6 km jumate. Dus întors. Super ok. 5 km jumate dus întors. Super, super ok. Încheiem o săptămână care nu o să numesc foarte, foarte atletică. Se observă o burtă corespunzătoare, frumoasă, care o să muncim un pic, dar deocamdată în săptămâna asta a fost mult relax. Mulțumesc pentru încurajări. O să vă răspund acum celor care mi-ați scris, pentru că nu pot să vă scriu, nu știu de ce. Nu pot să scriu pe canalul meu. Deci, o să fac la fiecare sfârșit de video răspuns pentru fiecare dintre voi. Deci, m-ați întrebat dacă folosesc dopuri de apă în urechi. Am folosit dopuri, însă s-a dovedit a fi o treabă nu foarte șmecheră. Și o să vă zic și de ce. 1. Pentru cei care fac baie foarte des, înnoată foarte mult, există infecția ale urechii. Și dopurile astea care le bagi și le scoți, îți favorizează infecția la ureche. Deci orice bagi, ți se infectează urechea. Așadar, am renunțat la ele și nu am mai avut niciun fel de infecții. Făceam o dată sau de două ori pe an infecție nasoală la aceeași ureche, nu mai știu care. Și nu mai folosesc nici bețișoare de curățat urechile, nimic. Deci, deget, apă să pun, mă spăl și atât. Ce m-ați mai întrebat? Cum stau cu gagicile? Prost, prost. Sunt fidel soției mele. Ce m-ați mai întrebat? Nu mai știu. Până pe data viitoare, vă mulțumesc și țineți aproape de canal. O să facem mișcare vara asta, o să facem distanțe cu bicicleta. O să vedem ce să putem să facem, că din vorbă, bum, 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 poți să faci multe. Mă duc să mă încălzesc, să parchez bicicleta și până pe data viitoare, multă sănătate la toată lumea. Ciao!